dragi copii! Roxana Petre sunt, profesor de limbă și literatură română la Liceul Teoretic Benjamin Franklin din București. Sunt astăzi alături de voi ca să pregătim în continuare programa noastră de bacalaureat. Astăzi mergem mai departe cu un subiect de tip 3 roman, mai precis un text de tip argumentativ, un item de tip semi-obiectiv, ce are în vedere opera literară a lui Mihail Sadovean. Iată și subiectul! aveți în vedere redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți particularități ale unui text narrativ studiat aparținând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere. Evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narrativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural, literar sau într-o orientare tematică, comentarea a două episoade, secvențe relevante pentru tema textului narrativ studiat, analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul narrativ studiat, de exemplu, acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narrative, instanța ale comunicării narrative, perspectivă narrativă, aveți în vedere ordinea integrării reperilor în cuprinsul eseului, este la alegere. Așa cum știți, copiii acest subiect care îl vizează pe Mihail Sadoveanu, ați putea aici avea în vedere cele două texte pe care programa voastră școlară vi l-a propus. Pe de o parte, există romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, roman pe care un alt coleg al meu vi l-a prezentat aici. Eu vin astăzi spre voi cu categoria povestirii, mai precis cu Hanul Ancuței, aplicația copiii o să o fac pe povestirea Fântâna dintre Plopi, cea de-a patra povestire a prozatorului român. Ca orice eseu de tip argumentativ copiii, aveți în vedere faptul că este un item de tip semi-obiectiv. Insist, așa cum vă spuneam și alte dăți, faptul că aveți în vedere integrarea unor repere obiective ale itemului, elemente care țin într-un fel sau altul de Elemente care aparțin Mihai Sadoveanu, însă aveți în vedere de potrivă și aspectele care țin de subiectivitate, de modul în care voi vă organizați demersul vostru literar. Așadar, începem cu această încadrare a autorului în context, în curentul literar. Să nu uitați că aici aveți de obținut cele 3 puncte din cele 30 de puncte. Prin urmare, fiți foarte atenți la modul în care integrați uh, autorul în context, uh, cu precădere în curentul literar. Mihai Sadoveanu este un important prozator interbelic, cel mai longeviv și mai productiv autor al literaturii române, contemporan, sigur, cu trei generații de scriitori: ante, inter și postbelică, autor al numeroase povestiri și romane de inspirație fie mitică, inițiatică, prin romane precum Baltagul, Creanga de Aur fie istorică prin romane precum Frații Jder, sau Zodia Cangerului. Volumul de povestiri Hanul Ancuței e construit pe mai multe niveluri, care păstrează la suprafață convențiile realiste, cu elemente romantice, dar structura de adâncime este una alegorică, mitică. Despre Hanul Ancuței s-a spus că reprezintă o capodoperă a idilicului jovial și a subtilității barbare. Este unică prin valoare o lucrare cu un subiect de mai întâlnit în literatura română, Sadoveanu îmbracă această unicitate într-o subtilitate aparte, proprie lui superioritatea de a percepe viața, așa cum va spune Călinescu una sa istorie a literaturii române. Hanu Ancuței închide prima epocă a creației autorului și deschide o alta. E capodopera de a răscruce. Întâlnim în ea următoarele elemente, lumea țărănească, natura, idilicul, legenda, oralitatea, originalitatea lui Sadoveanu începe să fie cu această carte o sinteză de spirit popular și de cultură mergând până la livresc, va spune Nicolae Manolescu în asa Sadoveanu sau Utopia cărții. Meșter priceput e Sadoveanu când e vorba să învie o figură sau o situație printr-o tratatură unică, o imagine sau o comparație. În primele sale epoci, scriitorul povestește din unghiul personajelor sale, le face pe acestea să vorbească. E o caracteristică a creației sale mai noi, metoda povestirii prin propriul unghi de om cult. Tema volumului este povestea însăși. Se pornește de la ideea pe care o vom regăsi și la Mice Eliade: că povestea salvează omul de subteroarea istoriei de la moarte, transformându-l în personaj. Povestea este cea care susține arhitectura diegetică, deoarece se încearcă povestea perfectă, care e amânată mereu și care nu va fi atinsă. Povestea este un modus vivendi, o necesitate psihologică, o delectare, o artă a perceperii timpului, cum va spune Alsândelescu. Aveți copii în vedere? Definirea conceptului de povestire, care presupune copiii o narațiune subiectivizată, o relatare din unghiul povestitorului implicat ca martor sau doar ca mesager al întâmplării, care se limitează la relatarea unui singur fir epic, interesul nu se centrează în jurul personajului, ci la situație, de unde caracterul etic, exemplar al povestirii. Pentru autenticitatea povestirii pledează doar perspectiva narrativă. Se acordă importanță naratorului și actului narării, întâmplărilor și situațiilor și mai puțin personajelor. Așa cum știți, această caracteristică era cu precădere specifică nuvelei, așa încât aveți în vedere cele două componente care apar, iată, în opoziție. Povestirea este concentrată, iată, pe eveniment, pe situație, în vreme ce nuvela, din potrivă, este concentrată pe evoluția personajului. Rema copii constituie o suită de nouă nuclee narrative autonome, așezate convergent, încadrate de o ramă, discursul narrativ generic al naratorului principal. Tehnica utilizată este aceea a povestirii în povestire sau povestirea cu ramă sau romana tiroar, procedeu întâlnit și în decameronului Boccaccio, o mie și una de nopți, heptameronul de Margareta de Navara. Rama este reprezentată de, într-o toamnă aurie, am auzit multe povești a Hanul Lancuței care validează naratorul intradiegetic, cel care este implicat în acțiunea prezentată. Acest narator copii are ipostaza unui ascultător în raport cu acțiunea și este un simplu ascultător. El este homodiegetic prin faptul că el povestește la persoana întâi, este exprimat că și nu-și declină identitatea, afirmă că el povestește din ce a auzit și este autorial. El cunoaște tot ce prezintă acum, el redactând niște povești pe care le-a auzit cândva. Povestirea se află într-un plan al trecutului, principala sa caracteristică fiind evocarea. Acest procedeu copii presupune o anumită relație între narator și receptor, care este mai strânsă decât în cazul nuvelei și care presupune, copii, oralitate, ceremonial și atmosferă. Acestea sunt particularitățile copii structurale și, de, și elementele cumva de fundal, iată, ale povestirii. Oralitatea reprezintă aparența, de dialog între narator și receptor, prin folosirea persoanei întâi. Ceremonialul este un dialog care presupune un sistem de convenții, prin apariția povestitorului, pretextul care declanșează povestirea, formulele de adresare, iar atmosfera, naratorul copiii regizează o anumită tensiune, un suspans pe tot parcursul povestirii, pentru a capta atenția și interesul receptorului atmosfera copii este realizată prin mai multe procede. Aceasta trebuie avută în vedere prin atmosfera din afara hanului. Soarele bătea pieziș în hanul Ancuței, se va spune în fântâna dintre plopi. Prin negura serii se auzi strigăte și zarvă pe drumul Sucevei, ni se va spune în negusolipscan. De asemenea, aceeași atmosferă este realizată prin introducerea în scenă a unui nou povestitor, cădărețul pe cal Pag parcă venea spre noi de mult, de pe depărtate tărâmuri, mi se spune în fântâna dintre plopi, să te astâlp acolo un răzăș străin, care mie mi-era drag foarte, se va spune în iapa lui Vodă. Modul de a povesti al naratorului secund. Sunt prezente astfel în toate cele nouă nuclee narrative, indicații scenice ale naratorului generic, punându-și deoparte uimirea, jupând Dămian Cristișor, înclină ulcica și se arată vesel și prietenos către noi toți se va spune în negustor lipscan. Sau, cimpoierul umflă mai tare foiul, apoi călcând cu degetele repes pe găurile surlei, cheamă un vierz de mâhnire din depărtarea anilor de demult, se va spune în orb sărac. De asemenea, aceeași atmosferă este copiră dată prin atitudinea ascultătorilor față de cele povestite, integrând de cele mai multe ori și pe acea persoană. Noi toți cei de față, gospodari și cărăuși din țara de sus, ne așezeam în jurul pe butuci și pe proța carelor cu barbere înălțate și cu ochii rotunzi, Se va spune în iapa lui Vodă. Rama reprezintă copii discursul naratorului generic, care încadrează la rândul său cele nouă povestiri. Prima povestire copii este Iapa lui Vodă, care îl are ca narator pe Comisul Ionita. Cea de-a doua povestire este Haralambie, avândul ca narator pe călugărul German. Cea de-a treia este Balaurul, cu naratorul Moș Tezodierul. Cea de-a patra, fântâna dintre plopi, avândul ca narator pe capitanul de mazâl Neculai Isaac. Cea de-a alta, este cea de-a cincea povestire, care îl are ca narator pe meșterul Ienache Cropcarul. Județul al sărmanilor, cea de-a șasea, cu naratorul capitan Constantin Moțoc. Cea de-a șaptea, avându-l ca narator pe negustorul jupând de Mian Cristișor, cea de-a opta, Orb Sărac, avându-l ca, avându ca narator pe Orbul Constantin, iar cea de-a noua, Istoria Zahariei Fântânarul, avândul l ca narator pe Zaharia Fântânarul. Toți cei nouă sunt simpli eroi în raport cu lumea narată, de naratorul generic principal, ei fiind investiți cu funcția de acțiune. Devin naratori secunzi, instanțe narrative secundare prin funcția de reprezentare. Tematica? Există o supratemă ce traversează întreg volumul de povestiri. Delectarea livrescă. Nevoia de poveste și o temă specifică fiecarei povestiri dreptatea înfăptuită de Mihalache Sturza în iapa lui Vodă, viața tumultoasă a haiducilor în Haralambie, adulterul în Balaurul, iubirea interzise între două personaje, aparțin unor universuri divergente în fântâna dintre plopi, iubirea care învinge barierele sociale în cealaltă ancuță, răzbunarea unui cioban pentru umilințele îndurate din partea unui boier în județul sărmanilor, opoziția inovație-tradiție în negustor lipscan, detronarea lui Duca Vodă ca pedeapsă pentru asuprirea țăranilor în orb sărac, înlesnirea iubirii între doi tineri prin binecuvântarea domnească, în istoria Zahariei Fântânarul, ca simbolul copii, avem în primul rând Hanul, care devine un suprapersonaj, fiind o realitate simbolică la care se raportează nu numai eroii, ci și întâmplările. Povestitorii se referă la Han ca la un loc care este numai al poveștilor și, și al întâmplărilor povestite. Personaj al povestirii de cadru, el produce o stare ferică, idilică, încântătoare pentru drumeții care se simt bine și sunt într-o permanentă Veselie. El are capacitatea suspendării prin poveste pe timp de noapte, a timpului real obiectiv, în loc de întâlnire într-o poveste și într-une moarte, ne va spune Nicolae Manolescu, viața oamenilor ieșind aici din făgașul firesc, transfigurat de magia povestirii. Este un spațiu simbolic, rezumând și permanentizând o lume, ne va spune George Gano. Intrarea în Han are sensul pătrundării într-un spațiu și într-un timp fabulos al povestirii. Al nașterii ei continue. Tot fabulos, ca și timpul, apare și spațiul. Autorul exprimă foarte limpede dubea natură reală și mitică Hanului. Porțile Hanului, noaptea, se trag și se trag și se închid, de un spațiu întors asupra lui însuși, ca un tărâm al imaginației, ne spune Nicolae Manolescu. Topo specific sadovenian, alături de moară, crâșmă, prejuind întâlnirea celor care dea până amintiri și povestiri. Povestirea asupra căreia m-am oprit este fântâna dintre plop, cea de-a patra povestire din volumul Hanuancuței, publicat în 1928. Considerată de Nicolae Manolescu ca podopera de a răscruce, povestirea prezintă o viziune originală prin îmbinarea oralității cu livrescul, a spiritului popular cu rafinamentul aristocratic, în structuri narrative de o simplitate cuceritoare. Opera îmbină elemente din mai multe curente literare: romantism, realism și tradiționalism. Astfel, se încadrează în romantism prin tema principală, iubirea imposibilă între două personalități contrastante, ceremonialul iubirii desfășurat în decorul nocturn, tutela de lumina lunii, proiectarea în ideală a sentimentului iubirii, valorificarea personajului marginalizat social, finalul dramatic, realismul e dat de locul desfășurării acțiunii, hanul fiind un spațiu real care există și astăzi pe drumul romanului. În ceea ce privește tradiționalismul, Mihai Sadoveanu este un susținător al păstrării Specificului național, respingând civilizația despre care crede că urâțește sufletul omului. Personajele sale aparțin lumii țărănești, locurile sunt de o frumusețe nemaivăzută și includ elemente fantastice, moralitatea este esențială. Eugen Lovinescu, însă, îl acuză de paseism, regret pentru timpurile trecute. Titlul este un element important de analiză. Fântâna dintre plop face inițial trimitele la spațiul protector al iubirii, pentru ca la final să fie locul blestemat unde Marga găsește sfârșitul, pentru că a îndrăznit să încalce hotărârea clanului țigănesc, revoltându-se împotriva posturii sale de complice la jaf și la crimă. Fântâna seacă, lipsită de izvorul regenerator, indică imposibilitatea împlinirii iubirii refuzată în real, aceasta se transferă într-un ideal prin care se eternizează. Fântâna este poarta dintre două lumi, cea a ființei și cea a neființei, un mormânt simbolic al eroinei, cei patru plop simbolizează un cortegiu funerar, dar și ideea de solitudine a omului în univers. Un alt element relevant este structura copii. Ca toate narațiunile incluse în acest volum, și aceasta folosește tehnica povestirii în ramă. Relatarea lui Neculai Isaac este încadrată uh, celei care uh, prezintă atmosfera și călătorii care stau la povești la Hanul Ancuței. Naratorul din povestirea cadru este un martor, ascultător al tuturor poveștilor, o voce lipsită de identitate proprie. Așa cum am mai spus, funcția sa principală este aceea de a introduce cititorul în atmosfera Hanului prin prezentarea personajelor și a realității dintre acestea. El este un intermediar între lumea reală a cititorilor și lumea fictivă a povestitorilor. Naratorul omniscient este înlocuit cu unul subiectiv care relatează la persoana întâi plural, fiind un reprezentant al tuturor călătorilor. Noi suntem aici mai mulți gospodari și cărăuși care foarte dorim să ascultăm întâmplarea cea de mult. În povestirea propriu-zisă, naratorul este și personaj. Neculai Isaac. Acțiunea a copii este simplă, desfășurată, cum vă spuneam, pe un singur fi narrativ. Rama începe cu prezentarea locului, a peisajului mirific, singuratic în care se găsea Hanuan Cuței, unde cărătorii se pregătesc să asculte o nouă istorisire, aici își face apariția un călăresc care părea că vine de mult, pe depărtate tărâmuri. Încadrarea în ramă se realizează în continuare prin reprezentarea portretului Călărețului, care sosește la Han și este cunoscut de comisul Ioniță de la Drăgănești, acesta nefiind altcineva decât Necula Isaac de la Bălăbănești, capitan de mazâli și prietenul său din tinerețe. Spațiul are mai multe dimensiuni. Anul Ancuței, copii vă spuneam că este un spațiu real ce se află lângă Roman, care pare a fi și un spațiu magic în care călătorii sunt atât de bine încât nu mai vor să plece. Acesta se întâmplă și pentru că fusese un an deosebit de bogat, o toamnă aurie și oamenii nu aveau nicio grijă și puteau să stea oricât la povești. Anul reprezintă un motiv frecvent în opera lui Sadoveanu, el fiind așezat la răscute drumuri, el este un centru al lumii, evident și un spațiu deschis în care oricine este bine primit. Cei care nu știu sunt inițiați în taina zicerii poveștilor. În același timp, este și un spațiu închis, destinat numai inițiaților, adică celor care știu să spună povești. Atmosfera este deosebit de importantă. Călătorii ascultă muzica lăutarilor, mănâncă pui fribla la țâglă și beau vin, se bucură de căldura focului și de oamenii prietenoși. Ancuța este o gazdă minunată care știe să-și facă să se simtă bine. Ea seamănă foarte mult cu mama ei, era la fel de frumoasă și de sprâncenată. Urmează ceremonialul prin care noul venit, Necula Isaac, este încadrat în colectivitate. Fiind un bun povestitor, el respectă etapele povestirii. Călătorii vor să afle ce s-a întâmplat, Ancuța sporește interesul spunând că este o poveste înfricoșătoare pe care au auzit-o de la mama ei, dar nu și-o mai amintește. În expozițiune aflăm că într-o toamnă Neculaia poposi la Hanu încuței fiind în drum spre Suceava, unde mergea să-și vândă vinul. Supăra că fusese părăsit de iubita sa, pleacă să se plimbe prin împrejurimile Hanului, la apa Moldovei îl întâlnește o șatră de țigan conduși de Hasanache. Intriga e reprezentată de momentul în care Neculai se îndrăgostește la prima vedere de țigăncușa Marga. El oferă fetei și lui Hasanache câte un ban. Desfășoarea acțiunii prezintă povestea de dragoste. A doua zi, înainte ca eroul să plece de la Han, Marga vine să-i arate ce și-a cumpărat cu banul primit, ciuboselele roșii. Peisajul este folosit de capitan pentru a-i da o întâlnire, fata acceptă și propune să vadă la fântâna dintre plopi. După ce duce vine, vinul, Neculai se întoarce cu lupei, câinele lui, nerăbdător să se întâlnească cu Marga, așa cum stabiliseră. Cei doi se întâlnesc la fântâna dintre plopi, loc singurat, romantic și își trăiesc iubirea. El îi promite că îi va aduce o scurteică de vulpe. Capitanul revine la Pașcan, își primește bani și se întoarce pentru a o revedea pe Marga. Seara, când se întâlnesc, el îi oferă darul promis. Convingându-se că sentimentele lui sunt reale, fata îi mărturisește despre complotul pus la cale de confrații ei pentru a-l jefui, element care consideră copii și punctul culminant la îndemnul fetei. Neculai fuge, dar țiganii îl urmăresc. O suliță aruncată îi scoate însă ochiul. În desnodământ, Neculai este salvat de oamenii de la Han, care au fost alertați de strigătele lui. Pe margă însă nu o mai găsesc. Ea fusese aruncată în fântână. După ce își spune povestea, capitanul rămâne multă vreme mâhnit, pierdut în neagra fântâna trecutului, semn că încă suferă. Ascultătorii, empatii, rămân o vreme tăcuți. Mai târziu însă, Neculai își revine și, și cele pentru sine și pe un tovarăș vin nou, căci viața merge înainte. Așadar, fântâna dintre plop copii este o narațiune subiectivizată, o povestire care se limitează la relatarea unui singur fir epic, o întâmplare de dragoste din tinerețe, în fapt o inițiere ratată, se acordă importanță actului narării, care are ca efect reînvierea unei lumi apuse. Aveți copii și concluzia, considerată ca de a răscruce, așa cum o numea Nicolae Manolescu, Culegerea de povestiri Hanu Ancuței marchează o schimbare a Universului Sadovenian și a strategiilor narrative. Originalitatea sa constă în coexistența oralității și a livrescului, a spiritului popular și a rafinamentului aristocratic în structuri narrative de o simplitate cuceritoare. Aveți copii în vedere acest text narrativ a parținului Sadoveanu? Aveți în vedere integrarea reperelor? elementele acestea care țin cumva de povestire, dar și de elementele textului narrativ, explicația asupra titlului, incipitului, secvențele narrative. Aveți în vedere așadar copii toate elementele pe care vi le-am specificat la început, dând această impresie de unitate contextului vostru. Mulțumesc copii că ați fost și astăzi alături de mine! Mai aveți un strop până la examenul de bacalaureat. Realizați-vă recapitulările finale, organizați-vă încă timpul, păstrați-vă energia și forța de muncă, acum e momentul vostru plenar. Vă doresc succes. Să ne auzim cu bine, la revedere.